tot su Max și astăzi vom face experimente fizice. Să începem. Pentru experimentul nostru vom avea nevoie de un pai, un pahar și un pahar cu apă. Acum vom pune paiul în paharul gol. Acesta se vede normal. Să vedem ce se va întâmpla când vom pune paiul în paharul cu apă. Paiul, după cum se vede, pare a fi rupt. Acest lucru se numește miraj. Mirajul poate fi explicat știind că de la trecerea dintr-un mediu cu indice de retracție mai mare într-un mediu cu retracție mai mic, în general și densitate mai mică, raza de lumină se apropie de normal.